Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. A început a doua ediție a evenimentului intitulat August Artistic în municipiul Focșani. Pe parcursul acestei luni, focșănenii vor avea parte de spectacole, activități distractive pentru copii și proiecții de filme. Prima activitate a avut loc astăzi în Parcul Bălcescu. Preșcolarii grădiniței numărul 13, în colaborare cu membrii Consiliului Local al Tinerilor și cei ai Crucii Roșii Vrancea, au derulat proiectul educativ Grădinița de Vară. Astăzi a debutat cea de-a doua ediție a evenimentului August Artistic. Încă de dimineață, Parcul Nicolae Bălcescu s-a umplut de voioșii a copiilor de la grădinița numărul 13 din Focșani. În această vară, grădința noastră este gazda programului Grădința de Vară, program inițiat de Primăria Municipiului Focșani. Derulăm această activitate din 3 iulie până în 11 august, în fiecare vineri, profitând de programul Vinerea Verde. Am pornit cu copiii la colindat. Activitatea aceasta am numit-o Descoperă Focșaniu. Astfel, copiii au aflat în cadrul grădinței de vară despre monumentele din municipiul nostru. Au vizitat Primăria Municipiului Focșani. Ieri am avut invitați voluntari de la Crucea Roșie care i-au învățat primele instrucțiuni despre cum ar trebui să acorde primul ajutor. Astăzi avem o activitate pe care o derulăm în parteneriat cu Consiliul Local al Tinerilor și cu Biroul de Siguranță Școlară și Biroul Rutier. Ne dorim ca acest program să îi ajute pe copii să se dezvolte armonios, în armonie cu tot ce înseamnă lumea înconjurătoare, și vrem noi să învățăm să iubească orașul, astfel încât peste ani să rămână în orașul Focșani. Micuții au participat la diferite activități organizate în colaborare cu Consiliul Local al Tinerilor, Crucea Roșie și Poliție. E cineva cum se numește acest parc? Da, Bălcescu! Parcul Nicolae Bălcescu, copii. Aceasta este zona amfiteatru. Aici am organizat noi un mic spațiu pentru a vă crea un loc de joacă cât mai confortabil. Avem fetele de la aceste fetițe, care sunt domnișoare, fac parte din Consiliul Local al Tinerilor și vă prezint o domnișoară, pe Bianca Răcoșanu, care acum mulți ani copii a fost și ea preșcolar în grădinița cu program prelungit numărul 13 Focșani. Pe această cale îi mulțumesc, a dat curs inițiativei noastre și vă invit să vă distrați, să vă bucurați și să trăiți din plin copilăria aici la noi, la Focșani. Polițiștii le-au explicat copiilor cum să se comporte în cazul unui conflict între colegi, la cine să apeleze în cazul în care se rătăcesc și care sunt regulile de circulație. Când mergeți voi, nu știu, cu mama, cu tata, în vacanță și dacă se întâmplă la un moment dat să vă pierdeți de mama și tata, ce faceți voi? Întrebam altă lume. Pe cine întrebați? Pe altă lume. Întrebați pe altcineva. Dar credeți că este în regulă să mergeți așa la orice străin și să-i spuneți că v-ați pierdut de mama și de tata? Nu, nu trebuie o rudă. Dar dacă nu aveți o rudă în preajmă? Să țineți cont întotdeauna să mergeți să căutați o persoană avizată, o persoană în uniformă, un polițist, un jandar, domnii care sunt asistenți medicali, da? Sau dacă nu, să mergeți la un local, la domnul care este la localul respectiv, să-i spuneți acolo că v-ați pierdut de mama și de tata, să facă în așa fel să reușiți să-i găsiți. Sau dacă sunteți în supermarket, mergeți la casa de marcat, acolo unde se plătesc produsele, și spuneți doamnei de la casa de marcat că v-ați pierdut de mama și de tata să vă ajute. Da? Nu aveți voie cu bicicletele, trotinetele pe drumul public. Drumul public însemnând strada, da? Nici pe trotuar, ba chiar. Cu bicicletele și trotinetele aveți voie numai în locurile special amenajate și unde aveți acele piste de bicicletă. Sau și prin parc, dar ce se pot întâmpla accidente. La final, copiii au fost invitați să își exprime opiniile despre activitățile desfășurate, ce le-a plăcut și ce și-ar dori să mai facă pe perioada vacanței. Pe mine mă cheamă Maria Pintilie și mie cel mai mult mi-a plăcut când m-am uitat pe față. Da. Și eu vreau. Și aș mai vrea să mai facem
un spectacol. O să-l facem cu siguranță. Mulțumesc tare mult, Maria. Ție ce ți-a plăcut? Ți-a plăcut să te pictezi? Am înțeles. Ce spune mie, Erica? Mi-e place tare să mă joc în parc. Activitățile din cadrul evenimentului August Artistic se vor derula pe parcursul întregii luni. Vor avea loc spectacole, reprezentații artistice, recitaluri în diferite locații ale municipiului Focșani. Trei tinere talentate din Vrancea reprezintă județul și țara la Festivalul Internațional Città di Mascalucia organizat în Sicilia, Italia. Acestea se numesc Ana Alexe, Elena Radu și Ștefania Potop, toate coordonate de profesoara Aurelia Vaida. Elevele Ana Alexe, Ștefania Potop și Elena Radu participă în aceste zile la Festivalul Città di Mascalucia în Sicilia, Italia și reprezintă județul și țara în cadrul acestei competiții artistice. Concursul se desfășoară pe secțiunile junior, adolescenți, tineri peste 25 de ani și creație. Cele trei vrâncenci au câștigat preselecția și acum au ocazia să impresioneze juriul, din care face parte și românul Claudiu Bulete. Cele trei fete sunt pregătite de profesoara Aurelia Vaida. Bună! Mă numesc Ștefania Potop, am 16 ani și vin din România. Sunt finalista a festivalului Città di Mascalucia, care se va desfășura în perioada 3-4 august. Voi interpreta piesa You Lost Me din repertoriul Cristinei Aguilera. Vă pup! Festivalul Città di Mascalucia a ajuns la cea de-a 14-a ediție, este organizat în Parcul Trinita Manenti, este prezentat de Ruggero Sardo, iar cântăreții sunt acompaniați de orchestra Etos, dirijată de maestrul Daniele Zapalla. Zeciștii de la Evaluarea Națională au fost premiați de primarul municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă. Fiecare a primit câte 2000 de lei din partea primăriei și a Consiliului Local. Primarul Cristi Misăilă i-a premiat joi pe elevii de 10 la Evaluarea Națională. A devenit o tradiție pentru primăria municipiului Focșani să premieze performanța în educație. Decizia de a premia acești elevi meritoși a fost luată în cadrul unei ședințe de Consiliu Local. Elevii care au primit câte 2000 de lei din partea primăriei sunt următorii: Elena Fătu și Ileana Veronica Nițu de la Școala Duiului Zanfirescu Focșani, Daria Elena Budescu și Nicol Udrea, absolvente ale Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Focșani, Alexandru Mirică, Școala Ion Bazgan, Octavian Jora, Școala Adrian Păunescu, Ștefania Asănache, Colegiul Național Unirea și Ana Maria Cernei de la Colegiul Alexandru Ioan Cuza din Focșani. Felicitări pentru rezultatele de excepție și succes în activitățile școlare ce vor urma pe parcursul anilor de liceu. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea a publicat lista locurilor de muncă din această săptămână. În județ sunt 191 de oferte, iar în Comunitatea Economică Europeană 173. Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, puteți alege dintre cele 191 de oferte puse la dispoziție de angajatorii vrânceni prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea. Astfel, din totalul ofertelor de săptămâna aceasta, 32 sunt pentru muncitor necalificat în industria confecțiilor, 25 pentru operator confecționer industrial, îmbrăcăminte, din țesături, tricotaje, materiale sintetice, 21 pentru lucrător comercial, 10 pentru muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții, iar 9 pentru fierar betonist. Mai sunt oferte pentru cei de meserie sudor manual cu flacără de gaze, săpător manual, lăcătuș, construcții metalice și navale, croitor, conducător auto, transport rutier de mărfuri, dulgher, electrician de întreținere și reparații, lucrător sortator deșeuri reciclabile, mecanic auto, primitor, distribuitor benzină și motorină, mașinist la mașini pentru terasamente, manipulant mărfuri și instalator apă canal. Lista ofertelor din județ mai cuprinde locuri de muncă pentru asistent medical generalist, electrician în construcții, îngrijitor clădiri, inginer construcții civile, lăcătuș mecanic, operator introducere, prelucrare, validare dată, rectificator universal, șef atelier, reparații, șef stație PECO, tehnician veterinar, vânzător ambulant de produse alimentare, strungar universal, spălător vehicule și sculer matrițer. Tot în Vrancea mai sunt oferte și pentru agent de vânzări, bucătar, camionagiu, confecționer, prelucrător în industrie
de textile, frezor universal, inginer mecanic și operator mașini unelte comandă numerică. Comparativ cu săptămânile anterioare, oferta locurilor de muncă din străinătate este mai mică. Astfel, sunt în total 173 de locuri de muncă pe care le puteți accesa prin intermediul rețelei EURES în 7 țări din Comunitatea Economică Europeană. Astfel, Austria are nevoie, printre altele, de tehnician electrician cu un salariu de 35.000 de euro brut pe an, supraveghetor conducte industriale cu un salariu de 47.000 de euro brut pe an. Este nevoie de șofer de autobuz care câștigă cam 2.500 de euro brut pe lună. În aceeași țară, un sudor autogen câștigă aproape 40.000 de euro brut pe an. În Germania, angajatorii caută oameni în construcții și muncitori în producție. În Norvegia se pot angaja cei care sunt sudori, mecanici industriali sau constructori nave. În Spania se caută tehnician mentenanță echipamente industriale cu un salariu de până la 35.000 de euro brut pe an. În Irlanda, locurile de muncă disponibile sunt următoarele: îngrijitor copii și lucrător comercial. În Olanda este nevoie de legumicultori, în Belgia de tehnician industrial automatizări, iar în Slovenia se caută muncitori în turnătorie. Oferta completă și detalii suplimentare puteți obține pe site-ul instituției sau la sediul din Bunevardul Unirii, numărul 53 a Focșani, sau la telefon 0237 224677. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a mausoleului Mărășești. Momentul va fi marcat pe 6 august, eveniment de înaltă ținută la care sunt invitați să participe vrânceni din tot județul. În urmă cu 100 de ani, în Vrancea, la Mărășești, se punea piata de temelie a celui mai important memorial dedicat ostașilor români căzuți pe câmpurile de luptă din timpul Primului Război Mondial, mausoleul eroilor de la Mărășești. Pentru a onora memoria eroilor și pentru a marca acest moment istoric, Consiliul Județean Vrancea, alături de Muzeul Vrancei, Ministerul Apărării Naționale și Garnizoana Focșani, organizează în acest an un eveniment de înaltă ținută care va avea loc duminică 6 august 2023 la ora 10:30. Președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, a transmis, citez: vă invit să fim împreună în data de 6 august la mausoleul eroilor de la Mărășești, la ceremonialul militar și religios, cât și la momentul evocator, pentru a ne aduce omagiul eroilor care s-au jertfit pentru înfăptuirea idealului național. Centenarul mausoleului eroilor de la Mărășești reprezintă un moment de recunoștință pentru cei care au clădit unul dintre cele mai grandioase monumente de război din Europa, care, alături de celelalte trei mausolee de la Mărăș, Soveja și Focșani, fac din Vrancea un județ unic în România. Am încheiat citatul. Programul centenarului mausoleului eroilor de la Mărășești este următorul. La ora 10:45 va avea loc instalarea gărzii de onoare. La ora 11, acordarea onorului militar, intonarea imnului României, Salve de Tun. La 11:06, prezentarea istoricului mausoleului eroilor de la Mărășești. La ora 11:12 va avea loc un serviciu religios, iar de la 11:20 vor începe alocuțiunile. La 11:30 va avea loc depunerea de coroane a reprezentanților și autorităților publice, județene și centrale, iar la 11:40 intonarea semnalului Liniștea. La 11:45 defilarea gărzii de onoare, iar 5 minute mai târziu un moment evocator. La ora 12:10 vor avea loc depuneri de coroane din partea reprezentanților instituțiilor publice, asociațiilor și partidelor politice. Vă așteptăm la Mărășești să onorăm împreună înfăptuitorii celui mai grandios memorial dedicat eroilor, au transmis reprezentanții biroului de presă al Consiliului Județean Vrancea. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între 18 și 20 de grade, iar cele maxime între 30 și 32 de grade Celsius. Cu datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!